numele Sârbu Vasile, sunt primarul Comunii Căzănești, Raionul Telenești. Sunt la al doilea mandat. Vreau frumos să ne povestesc despre proiectele implementate de dumneavoastră aici în localitate. Da, deci noi aici în localitate, pe parcursul a 5 ani deja acuși împliniți, avem mai mult proiecte implementate din bugetul local, ce ține de iluminare, reparația drumurilor, întreținerea grădiniților și amenajarea teritoriului. Dar în 2015, când am intrat ca primar, era lansat proiectul cu FISM, dacă nu mă înșală memoria, RO2, reparația fațadei la grădinița Muguraș-Căzănești și reparația unui pavilion la grădinița Andriei, statul Vădulec. După o evaluare așa mai minuțioasă, am mai avut s-a adevărat că proiectul a fost făcut un pic mai mare și am beneficiat și de mobilier pentru blocul alimentar la grădinița Căzănești și mobilier pentru grupele de grădinițe la grădinița Vădulecă. Locatarea dumneavoastră a semnat declarația de unire simbolică României, de Căciștea. Am semnat această declarație de unire cu gândul că Republica Moldova va face un pas mai, așa să spunem, mai rapid spre Uniunea Europeană și ținând cont de toate ajutoarele care vin și ne le oferă România, ar fi absurd să nu recunoaștem că avem o mare susținere și prin această declarație care a fost semnată personal de mine, să ne arătăm cel puțin deschiși față de colaborarea cu care am pornit cu ei să o facem, înfrățirile, tot. Dar care a fost reacția consătenilor când au aflat despre aceasta? Deci, ca și în orice localitate, eu cred că reacția, părerile sunt împărțite, deci sunt și pro, sunt și contra. Deci, încă o dată spun, am semnat declarația ca cetățean, nu am făcut-o din numele întregii localități, deoarece ar fi absurd din partea mea să fac acest lucru, neconsultându-vă. Deci fiecare are dreptul, a avut dreptul să-și pune semnătura pe acea declarație simbolică de unire și eu cred că cei care au fost cu trup și suflet sau eu sunt fiar convins că sunt și o parte care nu și-a pus semnătura, dar sunt pentru acea declarație simbolică de unire. România a susținut și a finanțat renovarea peste 1000 grădinițe din Republica Moldova. Cum credeți, care este scopul acestor ajutoare? Deci aceste ajutoare eu le văd drept un ajutor ca să spre o viață mai bună, spre o viață mai decentă pentru cetățenii Republicii Moldova. Nu văd aici ceva legat de ocupații, de chestii, de interese politice. Bine, poate ceva interese politice sunt ceva la mijloc, dar eu personal nu văd chestiile date. Deci o văd drept ajutor pentru un trai mai decent și un trai mai bun. La un moment dat, Republica Moldova traversează pentru o perioadă extrem de dificilă. Criză politică, criză economică, mai punem și situația pandemică care este la moment. Cum afectează aceste lucruri sistemul administrativ local? Da, e o întrebare destul de, să spunem așa, și dificilă și cu multe nuanțe. Deoarece la noi, în Republica Moldova, cu părere de rău, administrația publică locală este controlată politic, nu mi-e frică să spun lucrul ăsta. Personal, la primul mandat, am reprezentat un partid politic. La al doilea mandat m-am decis să fiu independent, deoarece am vrut o libertate în acțiunile pe care le fac și totdeauna am fost pentru aceea și eu cred că în continuare voi lupta pentru aceea ca administrația publică locală în Republica Moldova să fie independentă, să nu depindă politic absolut de nicio clasă politică, nici de stânga, nici de dreapta. Deci părerea mea că primarii, însăși primarii, ar trebui să fie
reprezentanții societății și nici de cum a unui partid politic. În ultima perioadă observăm o tendință atât a deputaților cât și a primarilor de a-și schimba clasa, culoarea politică, mai bine zis. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Deci e un lucru firesc. Fiecare tinde spre ceva ca să fie în, să spunem, în rândurile din față, respectiv schimbând coloritul politic în guvernare și în conducere din nivel central, evident că unii își caută confortul psihologic, confortul politic, confortul personal, cum vrem așa, cum vreți așa îl luăm, deci îl caută ca să fie mai aproape. Pe de altă parte este și interesele. Deci eu prin migrația această politică văd mai mult interese politice și interese personale în a rezolva anumite situații, anumite cazuri concrete care trebuie să fie rezolvate la unul sau la celălalt migrant politic, să-i spunem așa.